Pentru mine dulap, că era mare și încăpător, era... Povestim, da. Eu iubesc copiii. Mihaela numeric și copiii ei era echivalentul a trei cupluri, mamă-copil. Eu cred în Dumnezeu. M-am pregătit pentru campionatul mondial de notuna pe înghețate. Am vrut să văd ce se poate întâmpla cu corpul meu. Intrasem într-o stare de hipotermie. Și am zis antrenorului meu să sune copiii de acasă, să mă vadă live, ca să-mi dea putere. Un profesor super de treabă. Cred că numai semnăturile astea au putut să mă ajute să continui. Deci mi se pare foarte fascinant. Cu foarte multă muncă și cu dorință se poate împlini orice vis. Niciodată să nu spui că te vei opri. Trecem pe lângă oameni care trăiesc adevărate drame și care își duc povara destinului nefericiți, nemângâiați, fără o vorbă bună, de multe ori neajutați. Ar fi putut fi și cazul Mihaelei, o mamă care are 8 copii. 3 sunt acum la casa lor, dar pe 5 îi crește ea în continuare. Și cu siguranță i-ar fi numărat atunci când ar fi urcat în tramvai, pentru că ne-a povestit, așa face de obicei. Dar Mihaela l-a descoperit pe Dumnezeu și Dumnezeu a ajutat-o să scape copilul de la moarte, să scape de abuzurile unui soț certat cu legea și mai ales să spere și să meargă mai departe. Ai găsit? Nu. Dar cauți de mult un apartament? Păi, de prin ianuarie. Și de ce este greu să găsești? Păi, cu 5 copii e greu. Nu are nimeni încredere că și că poți plăti. Vorbesc despre copii că distrug, că fac chestii de astea. Gălăgie, deranj. Câți ani au copii? Păi, cel mai mic are 7 ani. Și mai am o fetiță care face 14, adică cea mai mare este, are 14 ani. Unde ai stat până acum? Păi am stat cu chirie. Tot am timpul stat, mai cu da, chirie? Da, mai cu chirie. Am stat mai cu chirie. Și înainte? Înainte am stat la un centru maternal. Acolo am avut probleme foarte mari. O situație destul de grea și am fost la un centru maternal. Chiar mi-a schimbat viața. Tot ce am făcut acolo, tot ce am trăit acolo, a fost pentru mine... Dar haideți! Da, haideți. Chiar! Hai. Etajul? Trebuie să urcăm. Mergem, trebuie să mergem. Da, hai, urc să vezi. Și tu trebuie să-mi aici sunt
mânuțele copilor care au stat, mânuțele, la prietene. Trebuie să fie și pe ei, așa e pe aici. Ea este... Uite, exact, Lidia de Nis. Asta a fost, deci, camera ta. Da, aici am stat eu. Oh, luminoasă, mare. Foarte mare. Nu ne trebuia o cameră mare, că eram mulți. Clar. Câți ați venit aici? Am venit patru. Bine, patru pe picioare și am plecat, am venit cinci cu mine și am plecat șase. De ce? Da, pentru că eram însărcinată, după cinci era copil și... Dar cum ai aflat de locul? O prietenă care avea legătură aici, m-a sunat și mi-a zis, Miha, știu că ai nevoie. Uite, îți dau numărul ăsta de telefon, sună și eu cred că te vor ajuta. Sincer, eu mă credeam că o să mă primească, pentru că știam că situația mea este foarte grea. M-am dus sceptică eu, în privința mea, m-am dus sceptică, am zis doar să mă duc de gura prietenii mele, care ținea foarte mult la mine. Și am venit, m-au chemat la interviu, la un interviu, mi-a dat aminte că o luasem pe Abby, pe cea mai mică cu mine, și o luasem pentru că ea se simțea rău, avea febră. Și din prima, doamnele care a fost cu mine la interviu atunci, din prima au iubit-o pe Abby. Și apoi cât timp ai stat în camera asta? Camera asta a fost pentru mine casa mea timp de un an și eu, aproape 2 ani. M-am lipit așa cumva inima de locul ăsta. Cred. Puțin lucrurile s-au schimbat. Aici era un dulap, acolo era un dulap. Aici erau pătuțurile, erau alte pătuțuri, dar tot așa erau așezate. Un pătuțul din margine era natic, ca să pot să umblu, să-l schimb, să umblu cu el. L-am născut după 6 luni. După ce tu ai venit aici? După ce am venit aici, luni. Da. Sus dormea Lidia, cea mai mare, jos dormeam două fete, Naomi și Ana Maria, și dormeam eu cu Abby, cea mai mică. Da, și aveam suficient spațiu. A fost un loc foarte fain. Aveam dulap, pentru mine dulap, că era mare și încăpător, era... era ceva, wow! Aici paia, îmi se pare paia. Mai am. Da. Băgam prin Abby în apă și făceam nota singur. Eram micuț, așa avea vreo două luni și nota singur. Zic, oameni, ce bine a creat de zi, copiii ăștia descurcă așa bine de mici. Deci m-am bucurat foarte mult de camera asta, de când am intrat în centru. Ai mei spuneau, zic, mami, dar noi ne-am mutat la hotel. Ce vei, pentru ei era ceva extraordinar. Deci chiar nu mai văzuse așa. Pentru ei era un lux. Bucurie mare trebuie să fi fost, nu? Bună! Povestim, da. Mihaela, tu trebuie să fii Anca. Pare bine, mă bucur că ați venit la noi. Mă bucur să te cunosc. Mihaela m-a adus pentru că... Da, faci treabă bună. Da, mi-a povestit cum a fost casa ei timp de aproape 2 ani aici. Da, mi-a spus că a fost cumva un loc aproape de inima mea. Și este, da, știu. Eu știu mai bine că este. Cred și tocmai de asta aș vrea să povestim mai mult. Sigur. Puteți sta undeva? Vă invit jos în spatele acasă împreună. Veni! Haideți! Cum de te-a convins să o primești? De obicei, 5 copii, chiar ea mi-a spus că avea emoții, că nu va fi primită. Da, asta și pentru că a cerut ajutorul în altă parte, pentru a fi primită într-un centru rezidențial, și răspunsul a fost negativ. Mihaela, numeric, și copiii ei era echivalentul a 3 cupluri, mamă-copil. O mămică cu 5 copii, după ce a născut pe cel mic, asta însemna. Dar, la interviu, Mihaela a fost foarte asumată încă atunci, deși era bulversată, descurajată,
încrezătoare și neîncrezătoare. Ce ai învățat? Ați văzut? Eu deșteaptă așa, știu multe lucruri. Deșteaptă, modestă. Dar ideea e că... Descurcăreață. Descurcăreață, doar că au fost lucruri... aici venind, au fost lucruri pe care mi le-am recâștigat. Pur și simplu am renăscut. Ce se întâmplă în perioada de un an și 8 luni când cineva stă aici, în centru de plasament? În principiu, când o mămică cu copiii intră, beneficiază așa de un timp de liniște, noi îi spunem, căruia acordăm cam o lună de zile, în care nu gătesc și nu contribuie la sarcinile casei, dar primesc toate lucrurile necesare vieții, traiului mamei și copiilor. Și între timp copiii ce făceau? Se duceau la școală? Da, da, da. Copiii care nu sunt la creșă grădiniță, îi înscrim la creșă grădiniță, sunt mămici care au poate 2 clase, 4 clase, 6, le încurajăm și le înscriem la șansa a doua, pentru că în paralel se angajează și lucrează. La scurt timp ai și născut? Da. Da. V-a adus aici un bebe? Bebeluș, da. Bebeluș care când ne uităm acum, nu ne vine să cred cum au trecut anii. Este foarte fain cum Mihaela a reușit să transforme neșansa vieții în a transmite copiilor lucruri care contează în viață, lucruri despre adevăr și bine și alegeri bune. Dar ți-au spus vreodată copiii vreau să mergem acasă, de exemplu? Cum văd eu lucrurile așa din câte îi cunosc pentru ei, acasă înseamnă să fie acolo unde sunt eu. Acolo unde sunt eu pentru ei acasă. Dacă eu sunt cu ei, eu știu... pe o bancă, în parc, acolo e casa lor, unde sunt eu. Ce s-a întâmplat după perioada de un an și 8 luni cât a stat Mihaela aici? Bănuiesc că vin mămicile abuzate aici, dar nu pot sta la infinit, nu? Așa este. După timpul de liniște, ne așezăm la masă cu ele și începem să facem planul despre ce cursuri are nevoie mămica și copiii. Mihaela, tu ce ai făcut? Eu am avut cumva... mai mult timp, eu am stat pe o lună de zile așa, în timpul meu de liniște. Și, dar eu nu mai aveam răbdare și spuneau fetele în jurul meu, stai liniștită că o să ai de lucru. Și așa a fost, chiar a fost. Deci eu mă culcam numai târziu. Bine, nu au fost 8 luni în timpul de liniște. Nu, o lună am zis. Așa, o lună, da, da, da. Am zis o lună, da. Și tu, 8 luni? Da. Țineți pe mine o vreo. Asta vezi. Tu, deci, nu mai puteai să stai. Nu faci tu nimic. Nu, da, serios. Eu mă rugam. Dar și atunci făcea. Lăsați-mă să mă duc să muncesc. Nu, tu trebuie să stai să ai grijă de cel mic, că o să muncești destul după. Și așa a oricum fost, munceam, da. Și așa a fost. Și așa a fost. Și așa a fost. Și apoi, după un an și 8 luni, ce după un an și înainte de a se încheia, din timpul 2 intrăm în timpul 3, când este orientarea profesională și inserția profesională și facem CV, simulul de interviu și supraveghem angajarea, căutăm chirie pentru mămică. Mutarea este un moment foarte delicat. Pentru că... E cumva aruncarea din nou... Da, e un lucru pe care și-l doresc. Într-un fel, nu, da. Și-l doresc. Într-un da, fel, exact. Da. Ce s-a întâmplat în perioada cât tu ai stat aici cu tatăl copilului? Eu nu vreau să mă separ de el de tot. Nu vreau să divorțez. Nu, din păcate lucrurile n-au ieșit așa cum... Asta a fost interesant, că Mihaela suferea pentru copiii ei, suferea pentru suferința copiilor ei și se simțea responsabilă. Totuși, ea este cea care vroia să mai dea o șansă căsătoriei și remedierii relațiilor. Dar cum ai ajuns tu într-o astfel de relație, Mihaela? Păi eu pe soțul meu l-am cunoscut în biserică unde mergeam. Ce ți-a plăcut la el? Vreau să fiu sincer la faza asta, nu mi-a plăcut nimic la el, doar că mi-a fost milă de el. Mi-a fost foarte milă de el, de situația lui, de modul cum a crescut, de... Și am zis să-i acord așa o șansă, la, nu știu, să vadă că lucrurile pot fi și altfel pentru el. Și unde a început povestea voastră? Unde ați stat? Nu, am locuit în diferite case și... Am locuit cel mai mult într-o casă
s-a naționalizat, părăsit, v-aș duce doar pentru a vedea diferențele, diferența de unde am plecat și unde sunt acum. Dar tu nu ai 5 copii. Parcă mi-ai spus că ai 8? Da, eu am 8. Asta da surpriză. La câți ani? 41. Mulți înainte să trăiești. Deci 41 de ani cu 8 copii. Cel mai mare câți ani are? 22. 22 și urmează 21, 20 face anul ăsta. Bănuiesc că ei au familii, da, lor, da, sunt... Da, da, da. Oi fi și bunică, nu-mi da vestea asta. Nu, sunt încă, da, urmează. Urmează să fii și bunică. Da. Cei 5 copii i-ai cu același soț. Da, da. Nu? Inițial nu vroiam, nu aveam niciun gând să mă căsătoresc sau... Dar, na, lucrurile s-au dus într-acolo. Și am fost împreună, ne-am căsătorit și, da, cu timpul lucrurile, bine, cu timpul, cam de la început eu așa am văzut că lucrurile nu merg și... Dar de ce? De ce nu mergeau? Pentru că... Nu-i plăcea munca sau? Nu-i plăcea munca, avea niște vicii... Ce vicii avea? Juca la jocuri de noroc... Munceați? La început ați muncit amândoi? Sau? Sincer, sau numai tu? E să vă spun o vorbă de-a lui. Pentru mine este un miracol că am muncit 3 luni de zile cel mai mult, consecutiv. Deci, eu când îl auzeam, îmi venea să cred că se laudă cu chestia asta. Dar ce juca? De unde avea bani să joace la jocurile? Păi vindea de prin casă. Ce... Tu te duceai la muncă și el îți vindea munca. Exact, exact. A fost și violent cu tine? Nu pot să zic că a fost violent neapărat. Dar... Abuzul a constat în alte lucruri, nu în violență fizică. Abuzul? Ai folosit totuși, da, un cuvânt? Da, a fost un abuz. Greu. A fost multe abuzuri, de multe feluri. De ce ai ajuns totuși să faci cu el 5 copii? Eu iubesc copii. Eu iubesc copii și am zis că decât să omor un copil, mai bine îl nasc și îl fac și îl cresc. Da. Când te-ai apropiat către Dumnezeu? Undeva în anul 2003 am avut așa o situație destul de dificilă cu băiatul meu, cel mai mare, care are acum 22 de ani. Pe atunci avea vreo 5 ani și s-a îmbolnăvit prost, dintr-o dată. Făcea febră non-stop. Am fost cu el la medicul de familie și mi-a spus că este suspect de scarlatină. Ne-am internat la infecțioase la Matei Balș și... copilului se făcea tratament, dar nu scădea febra deloc. Veneau de 3 ori pe zi, îi luau sânge și de fiecare dată când mă întrebam pe doctor, spuneau că nu știu, n-au găsit nicio problemă, nu știu, o să-i schimbe tratamentul, îi dau altceva mai puternic. În salon cu mine era o doamnă care mi-a vorbit despre Dumnezeu într-un mod în care eu nu auzisem până atunci. Și mi-a spus așa, roagă-te și Dumnezeu îl va vindeca. S-a rugat împreună cu mine și, vă spun, din a doua zi, băiețelul meu a fost ca și cum niciodată nu ar fi avut nimic, niciodată nu ar fi fost bolnav, a început să mănânce, mânca ca un copil, într-adevăr, flămând, care nu mâncase de mai multă vreme, dar mânca fără niciun fel de... Ați văzut când un copil este după o boală, mai este în convalescență, mănâncă mai încet, îl iei mai încet, dă-i puțin apă, dă-i puțin ceai, câte puțin totul. El mânca de parcă, nu știu, venise de afară de la joacă și mânca de foame. Deci, pentru mine a fost atunci un moment în care am spus, băi, Dumnezeu chiar este, chiar există și face lucruri mari. Ai avut viață grea? Da, da. Am avut viață grea. Recunosc că mi-asum greșelile. Ce greșeli? Păi... Ce greșeală ai făcut? Păi, alegeri, decizii neluate cum trebuie. Dar știu că prin tot ce am trecut am avut mult de învățat, deși probabil că nu trebuia să trec pe aici, dacă eram un pic mai...
înțeleaptă la momentul potrivit, însă, da, când ești tânăr, faci chestii. Cum îi crești pe copiii tăi? Ce îi înveți? Păi, pe copiii mei învăț în primul rând principii de... onoare, corectitudine, să fie atenți la oameni, să fie buni cu ei. Pentru mine astea sunt valori. Și dacă sunt valori pentru mine, vreau să le dau mai departe lor. Dar pe tatăl lor îl respectă? Da. Îl iubesc? Da. Chiar îl iubesc pe tatăl lor, deși știu. Știu absolut tot adevărul despre el. Crescând, le-am spus, am vorbit cu ei și, deși mi-a fost foarte greu, recunosc că mi-a fost foarte greu să îl pun într-o lumină bună pe tatăl lor, dar... Știai că trebuie pus într-o lumină bună, da. Dar ți era foarte greu. Mi-era greu. Și mi s-a părut... Nu prea aveai motive. Exact, nu aveam motive și mi s-a părut cumva nedrept. Dar... Și totuși ai făcut. Și totuși, da. Pentru că... ei trebuie să-și respecte părinții. Și mă gândeam că pot să fie de ajutor tatălui lor când vor crește. A, ei să fie de ajutor, da. Tatălui. Chiar dacă tatăl lor... Nu le-a fost de ajutor mai deloc. Exact. Dar el acum ce face? El este în închisoare. În închisoare? De ce? Pentru furt. Care a fost cea mai frumoasă perioadă a vieții tale? A fost perioada de la centru. Chiar pot să zic, adică de departe, cea mai faină perioadă a vieții mele. Ce făceați acolo? Ce ți-a plăcut cel mai mult? Păi, în afară de toate treburile astea zilnice, așa, aveam zile când ieșeam, ne duceam, nu știu, la teatru, la patinoar. Nu se întâmpla mereu asta, dar când se întâmpla, pentru mine... Pentru noi toate care stăteam acolo, era fain, era o zi de sărbătoare. Pentru mine a fost prima oară după nu știu câți ani, nu știu, când mi s-a sărbat ziua de naștere. Wow. Deci vor spune, deci nu mi-am sărbat ziua de naștere ani de zile. Doamne, nici nu știu, cred că eram copil de când mi-am sărbat ziua de naștere. Am fost la mare, prima oară în viața mea, când am fost la centru. Prima oară în viața mea când am fost la mare. La câți ani ai ajuns? 30 și ceva de ani, nu mai știu câți aveam acum. 37, 30, nu știu cât. Deci, alții, nu știu, se nasc acolo, eu abia am fost la 37 de ani, deci... Mi-ai spus că ai și un simț artistic deosebit. Știam așa cumva că sunt... Talentată, da, și că aveam tot felul de talente ascunse pe care nu aveam timp să stau să le descoper, dar în cadrul terapiei ocupaționale din centru, făcând bijuterii, mi-am dat seama că îmi place atât de mult și mă recrez atât de tare și fac cu atâta pasiune. Alte mămici se plictiseau, eu stăteam acolo cu... și făceam chestii ce era mai greu. Și la un moment dat chiar s-au premiat niște creații și așa și... Bineînțeles că ale mele am ieșit cele mai... bineînțeles, ai fost mămica cea mai creativă. Cea mai creativă, da, exact. Vreau să te mai întreb ceva. Tu îți iubești foarte mult copiii. Da, evident, ca orice mamă normală. Toți copii, 8 copii. Toți, de toți. Și ei mă iubesc pe mine. Un suflet pereche? Mai cauți? Da, sigur. Nu caut eu neapărat, nu mă duc să caut, dar dacă apare ceva... Sigur. Dar nu-mi permit, nu-mi permit. Eu cred în Dumnezeu. Destinul mi l-a creat Dumnezeu. Pe cum te vezi peste câțiva ani? Peste câțiva ani, cel puțin, o femeie de afaceri. Wow! Femeie de afaceri! Bravo! Așa să fie. Da. Da? Și, na. În ce domeniu? A crea ceva, a face ceva. Da. Îți doresc mulțumesc. Mult, mult succes! Mulțumesc tare mult! Bravo! Mulțumesc. Și mă bucur mult că te-am întâlnit, pentru că și de la tine eu am avut multe de învățat. Serios? Da! Okay. E de mirare? Da, da! Cum să fie de mirare? Nu e niciodată de mirare, da. Știi. Ok.
Să nu lași pe nimeni să spună că nu poți, nici pe cea mai apropiată persoană. Ai un vis și trebuie să-l protejezi. Acesta este motoul după care se ghidează în viață campionul nostru, Paul Georgescu, un profesor pentru elevii săi, cărora le spune să ducă visul mai departe. Bravo, Paul! De unde dragostea ta pentru sport? Eu mă trag dintr-o familie de sportivi. Tata a fost jucător de polo și actual antrenor emerit de polo. Mama handbalistă în echipa națională. Ai văzut sportul în casă? Da, am trăit numai din sport. Eu am mai cochetat și cu fotbalul, dar până la urmă am ales polo și am continuat până la seniori, unde am două titluri naționale cu echipa Steaua București. Ce ocupă României. Asta înseamnă că și în polo ai făcut performanță. Da, mi-a plăcut foarte mult. Chiar aveam și jobul de profesor de educație fizică și făceam în paralel și polo la de înaltă performanță. După care n-am mai rezistat organismul la atâta stres și am renunțat la polo. M-am apucat de triatlon, ca să nu renunț la sport. Și în anul 2015, în luna septembrie, după ce mi-a cumpărat un costum de neopren și l-am probat, era prima oară când probam un costum de neopren, eu văzând toți triatoniștii cu costume de neopren, m-am sufocat în el, l-am scos și am sunat tatăl unui copil de la școală care avea același model și am zis eu, o poasă de apa și 15 grade, că eu nu mai pun pe asta pe mine. Și el mi-a zis, 15 grade, atunci vrei să treci canalul Muneci? Fac ce e aia canalul Muneci? Hai că-ți trimit unic să... Și după 5 minute m-am hotărât să trec canalul Muneci. Cred că de când am început școala știu pe domn profesor, pe mister. Un profesor super de treabă. E un profesor foarte, nu știu cum se zice în română, unique. Pentru că facem multe lucruri care niciun om pe care l-am cunoscut eu până acum a făcut. Deci mi se pare foarte fascinant. Bine, Paul! Bine! Hai! Chiar mi-a venit ideea să și motivez pe copii în același timp, să fac un pariu cu el, pentru că totdeauna ei se plângeau că n-au timp de sport, înțelegându-i oricum că au un program foarte, foarte variat. Încep de la 8 și jumătate școala și o termin pe la 4-5. Te referi la copiii pe care copiii, tu... Da, de la școala mea. Pe care îi înveți sport. Da. Chiar am încercat să le fac și o echipă de polo. Băgam câte 7 mașini, cred că numai de poliție. Și duceam la Bătitulescu. Făceam cu ei antrenamente până la vreo 8 jumătate seara. Au început să clacheze, să spună că nu mai au timp de lecții, că nu au timp să învețe și atunci am zis, uitați că eu o să vin, o să vă predau, o să mă și antrenez în același timp, nu o să lipsesc de la școală și o să trec canalul Muneci. Și o să am timp. A fost practic un pariu cu tine, pentru ei, pentru un ei, pariu da, cu ei. Pentru da. Ei. Înseamnă că ei motivat. Da. Cum îți zic ei? Mister. Mister. Este o școală britanică. Da. Ei motivat și da, le-a arătat și, ce înseamnă ambiția, nu? Ei mă consideră unul de-al lor. Adică eu nu sunt cum ar fi un profesor de ăsta obișnuit. Eu și eu mă pun la mintea lor și chiar îmi place. Că e un profesor foarte bun, dar câteodată mă supăr pe el. E și foarte fan și este singurul profesor care ne-a pus în niște grupuri și ne-a testat limitele să vadă cum facem și... Știu că ai o relație specială cu ei și te ajută de fiecare dată, da, la fiecare competiție. Da, e și cu ei așa un fel de telepatie? Da, este telepatie, dar este o telepatie, 50% telepatie, 50% scris. Cum scrisă, asta? Telepatie 50 scrisă. 50. Povestea asta cu telepatia a început când a vrut să traverseze canalul Munecii pentru prima oară și n-a reușit. Și a doua oară a zis că vrea să îl semnăm pe mâini ca să-și aducă aminte de noi, să aibă puterea de la noi. Și am început să ne semnăm pe mâinile lui de când
cu canalul Mânecii până la concursurile care de-abia au fost. Și el zice că el ne simte puterea când înoată și de-aia înoată așa de repede și așa de bine. Mi-a luat atunci un marker la mine, un marker permanent și după antrenament i-am zis semnați-vă pe brațe că dacă vreau să renunț, să mă uit la brațele astea și să nu renunț. Când el înoată, noi dăm energie și scriem pe mâini și simte de la noi și înoată mai bine. Și când noi facem provocări de astea ca triatloane sau diferite lucruri, el ne dă energie nouă pentru că ne-a inspirat și ne-a învățat atât de multe lucruri. Chiar am avut un moment dificil la începutul cursei. Nu erau valuri foarte mari, dar erau foarte supărătoare. Veneau din toate părțile, era ca o mașină de spălat. Și chiar am zis, Doamne, ce am făcut eu să-mi dai această vreme? Și chiar am bătea gândul să renunț. Am zis, nu mai pot. Și când m-am uitat la brațe, am zis, nu, ce o să înveței din toată chestia asta? M-am întors și ce să înveței? Și m-au ajutat foarte mult și am continuat și totul s-a terminat cu bine. Chiar am probleme la aeroport, când, și acum mă duc aminte în Italia, când se trec, se uitau, că era vară, se uitau la brațele mele și că stați un pic, m-a controlat mai mult. Stați un pic, că prea sunt multe nume pe aici. Da, și nu că sunt copii, nume de copii, nu sunt tatuaje. Dar nume de copii. Da, și ei mă ajută foarte mult. Chiar mă ajută, chiar îmi dau putere, așa cum mi-au dat putere și în Molokai, când... Cred că numai semnăturile astea au putut să mă ajute să continui cu o ruptură musculară de coracobrahial. Singurul profesor care ne-a luat la diferite concursuri să participăm, adică cum ar fi la 2 mai, acolo avem un grup foarte mare. Eu când am început să practic triatlonul, cei care organizau concurs erau obligați să facă și un concurs de copii. Orice, ori triatlon, ori duatlon, ori alergare să facă pentru ei. Eu îi luam peste tot, erau, țin minte că aveam mai mulți copii decât cluburile de triatlon, veneam cu vreo 20-25 de copii după mine. Dar câțiva copii mi-au atras atenția și prima a fost Alina Barbu, care de când era mică și eu făceam jocurile de încălzire, un fel de leapșa, ea nu putea să se oprească, avea așa o mare viteză, ori se oprea în copii, ori în pereți. Bun. Numele meu este Barbu Alina Valentina și am 13 ani. Primul sport care l-am practicat a fost notul. Apoi am făcut puțin dans și apoi am început cu atletismul și triatloane. E de 9 ori campionă națională la atletism, acum a confirmat și la junior, a fost la copii și acum e la categoria junior, chiar e proaspătă campionă la 400 de metri la juniori. Și tot timpul îi spun, deci acum e clasa 8-a și spun tot așa te văd, Alina, de când erai mică la 6 ani, degeaba te crești tu și în brațe, dar tot așa te văd. Îmi doresc să ajung campioană mondială la atletism. Primul meu obiectiv este să ajung la europene și balcaniadă și dacă ajung până acolo să ajung la mondiale și tot așa. Andreea Albu, care are aceeași vârstă cu Alina, a fost o generație foarte bună. Tot așa, a participat și la concursul de triatlon, ea s-a axat mai mult pe bicicletă, pe ciclism, a câștigat câteva concursuri de ciclism, chiar a ieșit și campionă la o categorie de vârstă campionă națională la duatlon. Am fost și campioană națională la ciclism, la not am câștigat câteva concursuri. Mr.
zis că după ce el a notat, a văzut că era o grupă de fete care se pregăteau să traverseze canalul și că a vrut să ne învețe, să facă și el ceva așa și după aia a așteptat să devenim noi, să devenim mai, stai, cum se zice? Să îmbătrânim, nu știu, să avem vârsta potrivită. Am așteptat 2 ani tocmai pentru a împlini această vârstă. Ele două se antrenează de 3-4 ori pe săptămână cu mine. Și vor merge cu tine. Și vor merge cu mine în canalul această mâneci. Mare încercare atât pentru mine cât și pentru ei, că nu mai depinde totul de mine, depinde și de ele. Le-am dat toată experiența mea și încă le mai împărtășesc toată experiența mea avută în canalul Mâncii și nu numai. M-am hotărât să particip în ștafeta din august, în canalul Mânecii. Prima oară m-a întrebat tatăl meu să vadă dacă vreau. N-am știut ce să-i răspund. După aceea m-a întrebat Mr. Georgescu și am zis da, vreau să încerc, că n-am mai făcut asta niciodată și nu toată lumea are, nu poate să vină să fac așa ceva. Colegii mă încurajează și cred că e o chestie foarte imensă și ceva așa foarte wow. În fiecare zi îmi zic că de-abia aștept să treci canalul Mânecii. Vreau să le fac să înțeleagă ce înseamnă canalul Mânecii, că nu înseamnă doar să traverseze o apă lină. Sunt valuri, trebuie să reziste, mai ales psihic, la acest stres. Au și un psiholog care să le antrenează mental. Antrenamentul constă în 3 ședințe de not pe săptămână, una de forță, miercurea, și mai avem o ședință la psihiatru. La psiholog. Sunt sigur că vor reuși, pentru că muncesc foarte mult și asta o să le schimbe și viața. O să fie o experiență extraordinară pentru ele. Mult și succes. O să reprezinte în sfârșit țara lor, pentru că fiind prima ștafetă românească care va participa, care va încerca să traverseze canalul Mânecii, am intitulat sugestiv România. David Cernea este un băiat foarte talentat, este campion național la schi alpin. Eu practic schiul alpin de la 11 luni și de performanță de la 7 ani. Avantajul lui este că se antrenează foarte mult în Austria, chiar cluburile din Austria îl vor la această vârstă fragedă să concureze pentru ei. Cel mai important concurs pe care l-am câștigat a fost campionatul național anul acesta în februarie. Are niște calități extraordinare. El în același timp face și enduro. Un concurs de enduro nu cred că o să mă lase părinții, mai ales mama. O motocicletă, deci are 10 ani, ca să vă... Ca să ne fie clar. Să fie, are 10 ani, face și enduro și face și windsurfing, deci e... Un sportiv care cu siguranță va fi și el un performer. De obicei, tu la această piscină vii când e frig afară și deci frig și în apă. M-am pregătit pentru campionatul mondial de not în ape înghețate. Am venit aici la această piscină din mijlocul din centrul capitalei. Adică în iarnă. Și am început de la 0 grade, chiar avea minus 0,2 parcă. Era o gheață foarte groasă. El mi-a dat un târnăcop să sparg. Intrasem până la slip în apă. Mi-a dat un târnăcop, am început să sparg eu gheața. Chiar arătam ca Neptun. Și zice, fă două copi și mergi dintr-o copcă în alta, pe sub apă. Dar nu ți-a fost frică că se întâmplă ceva, că ți stă inima, de exemplu? Chiar nu m-am gândit la așa ceva. Am vrut să văd ce se poate întâmpla cu corpul meu. Tu zâmbești deci acum, dar nu cred că e atât de ușor. Până la 2 minute este ok. Dai un restart organismului.
după 2 minute devine sport extrem. Urmează, legate de ambele înghețate, un nou proiect. O să not în luna februarie, o să not în Antarctica, doar în slip, și vreau să le dobor recordul mondial de distanță, știu că e de 2 km 200. Permanent îți pui câte o limită, o depășești, da, chiar și nu te oprești niciodată. O să mă opresc la un moment dat. Când? Nu știu când, dar trebuie să mă opresc, pentru că am și o familie. Și trebuie să am grijă și de ei, de copiii mei și... A, cumva încep să te gândești și la riscuri. Dar da, mai este până atunci, nu? E în stil lipsa, că eu sunt mai tot timpul plecat. Câți ani au acum copiii? Fata are, o să împlinească 6 ani și băiatul 9 ani. Spune-mi, te rog frumos, câte ceva despre cumpenele, care cu siguranță au fost în toate aceste antrenamente, dar și în competiții. Da, prima cumpănă a fost în canalul Mânecii. Spre sfârșitul cursei intrasem într-o stare de hipotermie. Și în acel moment îmi imagineam cum o țineam pe fetița mea în brațe și mă încălzeam cu ea. După ce am terminat cursa, soția mea mi-a zis că chiar în jurul acelei ore, fetița mea, fiind 12 noaptea în România, diferență de fus orar, da, ea s-a trezit din somn și a început să plângă și a plâns până când am terminat eu cursa. Aceeași cumpără am avut-o și în canalul Catalina, între insula Catalina și Los Angeles. Aveam o stare de slăbiciune, începuse să-mi fie frig la fel, nu mai mă alimentam și atunci am zis antrenorului meu să sune copiii de acasă, să mă bată live, ca să-mi dea putere. Și chiar se mirau după ce mi-au zis, uite că se uită Andrei la tine și totul e ok, că tati e înoată și e bine. Chiar observator, pentru că totdeauna e un not cu niște arbitri care se asigură să respect toate regulile. Chiar început să facă măsurător cum a crescut eu viteza de la 3,5 pe oră, 3 km 500 pe oră, la 4,200 pe oră. Ce înseamnă proiectul ăsta Ocean 7? Ocean 7 înseamnă traversarea celor mai dificile și periculoase strâmtori și canale din lume. Sunt un număr de 7, formate din canalul Mânecii, canalul Catalina, canalul Molokai în Hawaii, între, de unde m-am și întors de curând, între insula Molokai și insula Oahu, canalul Tsugaru în Japonia, strâmtoarea Gibraltar între Spania și Maroc, strâmtoarea Cook în Noua Zeelandă, canalul Nordic, pe care o să-l fac acum în august. Da, deci ție ți-e greu să le numeri. Da. Dar păi să ajungi la fiecare dintre ele. Da, cu deja am notat 3 din ele. Exact, mai am încă ai 4. Notat 3 din ele, mai încă 4. Te-ai întors de curând din Hawaii. Cum a fost acolo? Eu trebuia să not de pe data de 11 aprilie, când ne dă o fereastră, între 11 și 18 aprilie. Uitându-mă pe starea vremii, am văzut că vântul creștea ca intensitate foarte mult și pe 9 deja avea 25 de noduri. Și am plecat nici a doua zi, am plecat a treia zi. Între timp vântul... Vântul a crescut, da, erau valuri și acum mi-am duc aminte că erau valuri de, ca de surf, erau de 3-4 metri. Pe la jumătatea cursei am simțit o durere în numărul drept, așa că am început să trag mai mult cu brațul stâng. Și în momentul ăla am zis managerului să sune copiii de la școală. Am zis, acum am nevoie de energia lor. Mi-au dat-o. Am trecut cu bine de starea aceea. Ghinionul meu a fost că s-au schimbat curenții.
și a trebuit să ne mutăm la vreo 15 km, trebuie să mai not încă vreo 15 km. Și deja și brațul stâng devenise nefuncțional și cred că atunci au intervenit semnăturile de pe brațe. Cred că numai ele au putut să mă ajute să ajung la cele stânci. Când am văzut stâncile și am văzut pilotul pe stâncă, că pilotul s-a aruncat în apă să-mi arate că acolo trebuie să urc. Și am văzut că trebuie să urc și stâncile, am zis că nu știu cum o să reușesc cu brațele astea, că nu mai pot să le mișc. Și vreo 20 de minute a fost aventura încercării mele de a mă urca pe acelea stânci. După cursă, pilotul mi-a zis că în fiecare an mor câte 4-5 oameni aici. Ei sar de pe stânci și când să se urce, ei izbește valul de stânci și acolo își găsesc sfârșitul. Vă mulțumesc că mi-ai zis acum. Ți-ai impus permanent obiective pe care le-ai depășit. Ce urmează? Urmează cel mai dificil canal, canalul Nordic, între Irlanda și Scoția, unde temperatura apei va avea 13 grade. Vei fi singur? Și apoi va fi și o ștafetă. Da, cred că cel mai important proiect al meu, de-abia după jumătatea lunii august urmează, prima ștafetă românească care va încerca să traverseze canalul Mânecii, formată din majoritatea din copii învățați de mine să notăm din clasa 1. Urmează, cum v-am zis, acel înot în Antarctica, strâmtoarea Cook, în Noua Zeelandă, după care mă duc în Japonia și voi termina cu Gibraltarul între Spania și Maroc. Și este apoi, cel mai scurt. Și apoi, când se termină cele 7, ce urmează pentru Paul? Nu știu ce va urma pentru Paul. Te oprești vreodată? Niciodată să nu spui că te vei opri. Și niciodată să nu spui nu pot, nu? Da, da, pentru că asta încerci să le învăț, să-i învăț și pe copii, să nu le întâlnim niciodată la visele lor, pentru că cu foarte multă muncă și cu dorință poate împlini orice vis.